Bună Vărsător și bine ai venit la previziunile pentru anul 2023. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Vărsător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip. Pentru cei care sunteți interesați. Dragii mei vărsători, este un an cu schimbări majore, mai ales pentru tine. O să încep diferit față de celelalte semne zodiacale. Vreau să încep cu planeta Pluto, care intră în semnul vărsătorului, adică intră la tine în zodie, pentru câteva luni. Și îți oferă un thriller, adică niște secvențe, niște poze, niște flesuri din viața ta pentru următorii 20 de ani. Atenție! Știu că pare mult, ceva de genul s-a întâmplat și în 2020, dar acum e cu totul și cu totul altceva. Ai un rol foarte important în jurul tău în acest an. În primul rând vom vedea vărsători care își vor schimba radical părerea despre tot ce înseamnă carieră, despre tot ce înseamnă profesie, despre tot ce înseamnă conducător, de ce nu? În egală măsură, Pluton din zodia ta, să știi că te va ajuta. În primul rând, să devii o altă persoană în societate, să te schimbi, deci tu vei fi de nerecunoscut, da? chiar vei fi de nerecunoscut. Ceva de genul uh, a simțit și Capricornul în ultimii ani, în ultimii mulți ani, dar, repet, pentru tine este diferit. Da? Ok, în perioada 23 martie 11 iunie, Pluton va intra la tine în zodie, îți va arăta așa niște fleșuri, niște idei, ca mai apoi să se întoarcă în capricor pe casa 12-a Și să îți arate acolo cam ce trebuie să închizi, da? ce trebuie să închizi, probabil în ultimii mulți ani ai fost mai retras, n-ai fost apreciat, au fost probleme cu șefii, ai evoluat greu, ai avut probleme cu autoritățile, cu primăriile, cu actele, cu guvernul, cu tot ce vrei tu. Ei, lucrurile se mai rezolvă, dragi vărsători, da? însă, repet, Pluton se întoarce acolo și spune, da, păi bun, dar ce facem? Da? Cum, cum mergem mai departe? Pentru că mai ai niște chestii de închis, mai ai niște scheleți pe acolo prin dulap și o să scap de ei, fie că vrei, fie că nu vrei, oricum Pluton când și-a pus ceva în cap nu își scoate de acolo și mai ales că uh, el te pregătește pentru intrarea definitivă în zodia ta din 2024 până în 2044, deci e un moment bun. Așa, ce doresc să-ți mai spun aici? A, este faptul că atât cât va sta Pluton prin vărsător, deci martie, iunie, o să fie foarte interesant pentru că în primul rând o să comunici mult mai mult, o să vrei să înveți chestii. Repet, oamenii nu te vor mai recunoaște după ce Pluton va sta ceva timp la tine în zodie. Acum, na, următorii Uh, următorii ani sunt următorii ani, dar uh, perioada asta martie-iunie, repet, sunt doar niște idei care îți vin, niște șanse care apar Poate e ceva ce ai început deja și în acea perioadă martie-iunie vezi că merge foarte bine Și atunci spui, băi, stai că pe aici trebuie să merg, cam asta ar trebui să fac Vom vedea vărsători că vor dori să, nu știu, să predați, să învățați pe ceilalți, o să faceți cursuri, o să învățați tot felul de chestii și asta e foarte, foarte bine. Hai să continuăm cu Jupiter, marele benefic. În perioada ianuarie 17 mai, deci mijlocul lunii mai, Jupiter, marele benefic, stă în semnul berbecului, mai exact pe casa a treia și de aici te ajută să îți lărgești anturajul apropiat. Da? Te ajută să îți vindeci anumite probleme legate de rude, legate de uh, persoanele foarte apropiate, vom vedea vărsători că vor da de carnet sau poți să să-ți iei mașină, da? asta dacă na, îți trebuie sau poți să o poți să-ți schimbi mașina, adică se rezolvă lucrurile. Dacă te-ai chinuit mult timp să, să dai de carnet, ei, acum e momentul tău, tot înainte, până, deci până pe 17 mai poți, poți să mergi. Pentru că ai toată susținerea din lume. Dacă ai examene, dacă vrei să studiezi ceva, la fel, ești extraordinar de bine susținut, dar vezi că e un studiu în grupuri mai mici de oameni, Nici ceva extraordinar de mare. 17 mai până prin 2024, Jupiter intră în Taur, intră pe casa a patra. Da? Și asta este extraordinar de bine pentru tine. Și spun acest lucru pentru că... Încep să se rezolve multe probleme legate de casă, legate de familia ta. Rezolvi lucruri cu rudele sau vom vedea unii vărsători că va vă apuca studiați ceva de acasă sau lucrați de acasă, da, posibil și acest lucru în paranteză, Pluto în, în, semnul tău zodiacal va schimba radical toată planeta din punctul meu de vedere, dar nu acum în trei luni. Acum e așa o chestie din 2024 încolo. Bun. Să continuăm cu Jupiter în Taur. Ce mai poate aduce? Da, îți poate aduce o rezolvare legată de o moștenire. Bun, să continuăm. Da, s-a schimbat fundalul în spatele meu, cam așa se va schimba și viața ta, chiar este o imagine din viitor, era una dintre uh, temele pe care mi-am dorit să le aleg, dar am spus că e mai ok cu fundalul respectiv verde în spate, că oamenii se vor concentra mult de la anul și pe partea asta de natură, inclusiv tu, da, inclusiv tu. Uh, continuând aici cu cu Jupiter în, în Taur și apoi o să revin la fundalul pe care l-am folosit pentru toate zodiile, dar eu nu cred că este întâmplător ce s-a întâmplat și acum mai vine și motanul, mai devreme s-au bătut pisicile, mi-au aruncat niște foi pe jos, Foi pe care trebuia să le arunc eu la gunoi, dar nu am apucat, da, nu am apucat. E cam așa și la voi, da, uh, jupiter de acolo te ajută să-ți rezolvi chestii vechi, chestii din trecut, probleme universători. Chiar veți avea în acest an un eveniment important în familie în care se vor aduna mai mulți oameni. Că e o nuntă, că e un botez, că e altceva, nu vreau să comentez, da, dar ideea este că jupiter îți aduce vindecare chiar te ajută extraordinar de mult. Și da, unii dintre voi chiar e posibil să aveți vreo căsătorie prin familie, vreo nuntă, ceva de genul acesta. Da, și unii vărsători poate chiar vă puteți căsători sau vă puteți cumpăra o casă împreună cu cineva. Da? Dar o să discutăm despre chestia asta, că aici sunt niște avertismente. Da? Undeva prin toamnă chiar e bine să fii atent. Apoi, Saturn, care este la tine în zodie de ceva timp, mai stă până pe 7 martie și te ajută, în primul rând, să-ți folosești intuiția la maxim, și în al doilea rând, te ajută să fii ceva mai organizat. Este adevărat că, pe de o parte, este guvernatorul tău, dar Uranus este tatăl tău cu adevărat, da? Saturn te cam limitează, da, poate te face așa mai strict, mai rațional, mai dur, dar nu este neapărat ceva negativ. Atenție! Din 7 martie încolo se mută în semnul peștilor da? și stă acolo până în 2025. Și în mare parte cam ce îți poate aduce în acest an te poate, ajute, te poate ajuta să abordezi problema banilor sau problema valorii personale, valoarea ta. Cât valorezi tu? În relația cu familia, în relația cu șeful, în relația cu autoritățile, vom vedea vărsători care vor fi mult mai stricți din acest punct de vedere. Veți avea ștacheta ridicată, veți spune da, dar eu sunt așa, am experiența respectivă. Totuși, adică veți veți îndrepta spatele și veți fi mult mai fermi. Asta e bine. Ce trebuie să faceți voi în acest an? În primul rând trebuie să vă apucați serios. Chiar dacă e și crezi, chiar dacă nu, dacă e și încerci și citești într-o seară, două, trei, eu zic că n-ai nimic de pierdut și îți îmbogătești și, îți îmbogățești și cultura în generală. Poți să studiezi foarte mult tot ce ține de energia banului, pentru că va fi nevoie să pentru că va fi nevoie să înveți lecția banilor, da, lecția banilor, cât de mult uh, arunci cu banii sau uh, cât de mult prețuiești banii Vezi că banii sunt o energie, da, și atâta tot uh, Nici nu trebuie să stagneze, nici să curgă în continuu, vezi pe acolo că sunt, sunt informații prețioase da? Nu stau acum să țin lecții, că au colegii mei multe, multe filmări pe chestia asta și din domeniul astrologiei și din alte domenii Și sunt bune, că le-am văzut și eu Bun. Ți-am spus cu ce te ajută Saturn. Uh, mai am o informație și anume, undeva prin vară, în jurul datei de 17 iulie, nodurile lunare își schimbă semnele. Da? Își schimbă semnele. Și anume, nodul nord intră în Berbec, nodul sud intră în Balanță. Și atunci când se produce schimbarea, Pluton, despre care tot vorbeam, se ceartă destul de urât cu nodurile lunare. Și ce înseamnă asta pentru tine? Înseamnă că vom vedea vârsători care vor avea niște probleme neașteptate cu șefii. Probleme legate de sau probleme legate de autorități de guverne, legate de străinătate, studii în alte universități. Deci dacă sunteți vărsători care v-ați întors prin țară, foarte bine ați făcut. Dacă nu, încă nu e târziu, mai aveți timp până în iulie că undeva acolo ceva se strică, undeva acolo ceva nu e ok. Uh, Apar niște lucruri neașteptate legate de o admitere sau de un examen, deci dacă ai vreo admitere prin vară, dacă ai vreun examen important în, în cam prin mijlocul lunii iulie. Ar fi bine să pleci cu gândul că nu vei pleca cumva departe de casă, e ochi ok să rămâi undeva prin preajma casei sau undeva prin preajma locului tău natal, adică nu prin altă țară, nu prin alt continent, că nu ți este favorabil. Chiar e posibil să te trezești cu niște schimbări destul de mari din acest punct de vedere. Deci, de acolo cumva vin problemele. Sunt niște schimbări oficiale care se fac. Vom vedea vărsători care se vor reloca brusc, adică brusc, așa, te muți dintr-o parte în cealaltă. Da. Uh. Nodul Nord în Berbec. Cred că am vorbit în mare parte, deci îți aduce multă susținere din partea rudelor, din partea persoanelor apropiate. Se repetă informația că poți să dai de carnet liniștit, da? ai șanse să-l iei, știu eu, rezolv probleme legate de mașini. Asta dacă ai mașină, faci mai multe drumuri, drumurile scurte sunt favorabile, în schimb călătoriile îndepărtate, începând cu Uh, jumătatea lunii iulie încep să devină mult mai dificile pentru tine. Nu spun imposibile, dar dificile. Da, asta e viața. Și un mare, mare nu pentru călătorii în străinătate, în mod special, uh, sau, căl sau călătorii din acestea chiar și prin țara ta, dar să mergi în sensul de a explora un mare nu în perioada 23 iulie 4 septembrie de nicio culoare. Acum na, tu faci cum vrei. Ok, ce mai am să transmit? Hai să vorbim despre Lilith, da? Uh, 8 ianuarie-3 octombrie Lilith este în semnul leului și de aici uh, îți poate crea probleme legate de acte, hârtii, documente, probleme legate de uh, un divorț, da? Mai ales undeva în perioada februarie-martie, probleme legate de o casă, de o moștenire, de o închiriere, acolo vezi că ceva nu e în regulă și pot apărea probleme. Problema nu e neapărat uh, legată de casă sau de tine. Problema e mai degrabă de undeva de sus. Da. Așa că atenție pe ce semnezi, atenție ce faci, uh, nu te lăsa dus de nas uh, sau nu te lăsa influențat de o ofertă doar că omul arată bine în fața ta sau că e ceva acolo interesant pentru că nu este ok. Uh, Pot fi tot felul de glume, da, care să te supere, mai ales cu Pluton acolo la tine în Zodie, uf, îți dă o energie foarte mare. A, bun, 3 octombrie până prin 2024, Lilith se mută în semnul Fecioare și de aici îți spuneam eu că e această perioadă în care e bine pentru tine să eviți bănci, să eviți împrumuturi, să eviți să cheltui foarte mult din... Um, Resursele tale, da, din economiile tale, pentru că. Repet, este acea o poziție dintre Lilith și uh, Saturn din Pești, undeva prin toamnă, care poate să aducă multe probleme pentru unii. Probleme de sănătate pentru alții, probleme de altă natură, dar pentru tine pot fi probleme legate de bani, deci foarte important pentru tine să înveți energia banului și energia abundenței. Dacă până la urmă banii fizici vin și se duc, dar ei e important tu să emani abundență, da? să atragi lucruri frumoase, glorioase, să te simți sigur pe tine, relaxat. Ok, cam atât, dragi vărsători, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept cu drag și la partea a doua, la partea bonus din comunitatea acestui canal, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de un an cât mai frumos. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la previziunile zilnice pe Zodi, la previziunile pentru fiecare săptămână, dar și la previziunile pentru fiecare lună. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de un an 2023 cât mai frumos, un an în care să-ți înveți adevărata valoare pentru că Uh, din 2024 încolo alta va fi viața ta. Acum e o perioadă de tranziție. Te îmbrățișez!